2018, așa cum dețin proprietate și în sensul articolului 1 din protocolul anexat la Convenția Drepturilor Omului. Și acest drept nu poate să le fie luat. Bineînțeles, în momentul în care o economie este într-o situație chinuitoare, se poate să nu existe alternative. Dar am mai spus-o, trebuie să fie un ultim remediu acela de a reduce pensiile, pentru că nu se poate ca drepturile sociale să cedeze în momentul în care economia se prăbușește. Oamenii au drepturi sociale în special atunci când lucrurile nu merg bine și în special în momentul în care au dreptul la pensie, pentru că ei sunt oamenii în vârstă, ei sunt generația care a clădit societatea în care trăim noi azi, ei sunt cei care au contribuit la acest sistem. Și aș dori să vă spun că în carte există și articolul 25, drepturile persoanelor în vârstă. Acesta dispune, Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală. Cum poți să duci o viață demnă și independentă dacă pensia pe care practic ai plătit-o ți se ia? Bineînțeles, este nevoie de o echilibrare. Este nevoie de un exercițiu de echilibristică. Dar nu trebuie să luăm lucrurile prea ușor. În momentul în care sistemul se prăbușește, unde anume și cum intervine Europa? Ministrii noștri de finanțe trebuie să cer, să zicem, statelor membre să ia măsuri de austeritate. Deci, practic, intervin în economia națională a statelor membre. În momentul acela, Parlamentul European, Comisia, dar în mod special dumneavoastră, membrii Parlamentului European care reprezintă cetățeanul european, ar trebui să fie cât se poate de precauți și să vegheze asupra protejării celor slabi. Vă mulțumesc!